Dar haideți să revenim la oile noastre și la căței noștri și la pisicile noastre, mai ales la cei care au câteva probleme de comportament. E bine să știți că ele pot fi remediate și aflăm imediat cum de la medicul veterinar Cristian Cristea și de la Narcios. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Narcios nu este exemplu de cățel cu probleme comportamentale, da. Dar a vrut să vină să susțină cauza colegilor lui, prietenilor lui, care din păcate se întâmplă să mai aibă unele probleme. Noi am înființat de curând acest departament în spitalul nostru de medicină comportamentală și etologie, pe care l-am unit cu departamentul de neurologie. Am plecat de la nevoia, necesitatea clienților noștri care veneau cu câini, cu pisici la noi la consult și se simțeau frustrați că animalul nu era cu minte, că animalul zgâria, că mușca, că nu știau cum să-l gestioneze în anumite situații. Și am avut norocul să găsim niște medici tineri cu elan care s-au alăturat acestui demers al nostru. Ei oricum au fost studenții cu care, dacă ți-amintești, ți-am povestit eu că am făcut noi primul proiect pilot de gentle handling. Deci acum 5-6 ani, când am început să facem chestia asta, o parte din ei s-au alăturat acestui curs opțional pe care l-am făcut la Facultatea de Medicină Veterinară din București. Astăzi sunt medici veterinari, s-au alăturat echipei noastre și am început să dezvoltăm această latură a medicinei. De menționat este că înainte ca animalul nostru să ajungă la un asemenea consult de comportament, de medicină comportamentală, trebuie să excludem toate cauzele medicale. Ăsta este unul din motivele pentru care se recomandă acest consult după ce a fost consultat de un medic generalist. Și în cazul în care avem o problemă, hai să-ți dau niște exemple ca să fie mai simplu de înțeles, da? Avem un cățel care începe să se învârtă în jurul cozii sau își roade coada, da? Și okay. Aleargă în jurul cozii. Poate fi o problemă de comportament, poate fi o problemă neurologică. Și atunci, întâi verificăm că coada lui este integră, că nu are leziuni pe ea, că nu are o dermatită care să-i producă o mâncărime și să facă chestia asta. După care îl evaluăm din punct de vedere neurologic, să vedem că neurologic este ok. Și atunci ne rămâne această variantă de problemă comportamentală. Practic, noi încercăm să găsim înțelesul, să găsim cauza unor comportamente nedorite, unor comportamente care deranjează atât individul, cățelul, pisica, în cauza animalul, cât și stăpânul acestuia. Și atunci, după ce am exclus cauzele medicale, vom trece la acest consult etologic, unde noi încercăm să explicăm proprietarului care sunt comportamentele normale. De exemplu, îți dau un exemplu. Ai un beagle la casă, da? Care în momentul în care ieși cu el în parc sau te plimbi, sapă gropi. Ăsta este un comportament normal. Ține de specificul rasei. Exact. Probabil. Ai o pisică care îi place să se cațere, să doarmă doar, nu știu, undeva pe frigider, pe dulap. Este un comportament normal, pentru că pisicilor le place să doarmă la locuri undeva la înălțime ca să fie protejate de alți prădători. În primul rând, le explicăm care sunt comportamentele normale și care sunt comportamentele care ar trebui corectate, care ar trebui reeducate, să spunem. Și am început să facem chestia asta inclusiv la pui. La prima vaccinare li se recomandă și acest consult, îl integrăm cumva în acest consult. Deci semnele comportamentale pot să fie precoce, le putem pot să fie precoce, dar noi facem chestia asta inclusiv la animale care, să spunem, nu știu, vii cu un cățel de 2 luni, de 6 săptămâni, 2 luni sau cu o pisică, nu e neapărat că are o problemă, dar le putem spune proprietarilor care ar putea fi problemele care pot apărea, de la, nu știu, rosul obiectelor prin casă, la zgârieturi, la mușcături pe care animalul le poate face și în momentul în care este un pui sau este un câine de talie mică, cum e Narcios, nu provoacă niște daune foarte mari. Și atunci proprietarii sunt încântați, în ghilimele, de aceste comportamente. Dacă vorbim de un câine care va crește, cum e Roa, da? Roa era simpatică când ne ciugulea de picioare, dar când s-a făcut mai mare... Deja nu mai suporta nimeni mușcăturile ei și atunci a trebuit să-i corectăm aceste comportamente, să înțelegem în primul rând de unde vin și care e cauza lor, după care să le corectăm. În cadrul acestor consultații se pot întocmi și niște etograme, adică niște diagrame, să spunem, niște grafice, în care colegul meu notează niște observații pe care le face asupra cățelului. În momentul în care am dat jos cățelul într-un mediu necunoscut, acesta s-a scuturat, a început să miroasă ca să se obișnuiască cu locul, să spunem. Dar ăsta este un comportament normal, este un comportament de câine curios, care vrea să exploreze și vrea să înțeleagă unde este. De asemenea, dacă avem un cățel anxios, un cățel care începe și tremură în momentul în care l-ai scos din geanta de transport și îl pui pe masa de consultație sau chiar într-un spațiu nou, pe jos, unde sunt niște mirosuri diferite, se notează toate aceste lucruri și după aia, la sfârșit,
putem să ne facem o imagine de ansamblu al pacientului pe care îl avem. Au fost cazuri de proprietari care nu au putut să-și scoată câinii sau pisicile din casă sau din curte, pentru că erau agresive, brusc. S-a întâmplat dintr-o dată, pisica a început să miaune și în momentul în care a vrut să pună mâna pe ea, a început să zgârie. La fel, am avut noroc, am trimis ambulanța împreună cu colegul meu, au putut să ia animalul și să-l captureze, să spunem, în condiții sigure pentru el, adică fără să-l rănească sau să-l lase să se rănească singur. L-am adus la spital și am început să diagnosticăm. Cred că este un domeniu în care suntem pionieri, pentru că nu știu să mai fie în București sau în țară cabinete, clinici sau spitale care se ocupe de așa ceva, dar cred că este un domeniu care capătă amploare pentru că proprietarii sunt din ce în ce mai interesați de bunăstarea psihică, nu doar fizică, a animalelor lor. Și atunci cred că asemănător cu un psiholog, să spunem, care te poate orienta și ghida la un moment dat, asta ar trebui să se întâmple și în această medicină comportamentală. Există mulți, li se spune behavioriști, adică fie sunt dresori, fie sunt oameni care au crescut câini anumite rase și după aceea au început să se documenteze, care făceau chestia asta, dar o făceau la un nivel, să spunem, nu știu, mai jos, fără să aibă niște cunoștințe medicale și treceau direct, abordau problema ca fiind o problemă comportamentală înainte de a exclude problemele medicale. Și atunci vrem să reușim să ducem la un alt nivel. Am vrea să creăm chiar o asociație care să trateze aceste probleme în rândul medicilor veterinari, să facem să fie cât mai cunoscută treaba asta și să ne câștigăm cât mai mulți colegi interesați de această ramură și care, bineînțeles, să poată efectua acest serviciu în cât mai multe centre medicale din țară. Uite, mie cel mai interesant mi se pare pentru stăpânii de câini de rasă comună, pentru că eu, lându-l pe Pato dintr-un cuib de cățeluși de pe stradă, m-am trezit la un moment dat cu câteva comportamente cel puțin ciudate. Pato, deși are mâncare la discreție și niciodată n-a murit de foame la noi acasă, mănâncă foarte repede calic. Și se uită peste umăr de fiecare dată. Nu cumva să iei bolul de mâncare. Bine, asta este un comportament care teoretic n-ar trebui să-i dăuneze decât, nu știu, dacă mănâncă foarte repede se neacă. Sau, da, dar mă gândesc, uite, tot clar, e un comportament, de latura psihologică, bineînțeles, cine e un comportament știe ce s-a întâmplat pe el în perioada de copilărie. Fie a fost unul din puii mai mici, care prindea, a accesa mai greu mâncarea. Fie a fost, poate, nu știu, neglijat de mama lui și atunci, la fel, a deprins acest comportament. Sunt multe cauzele, dar da, este un exemplu foarte bun ce ai dat tu și asta să știi că e, în general, căței care sunt adoptați de pe stradă, mare parte din ei au chestia asta, să mănânce foarte mult, pentru că nu se știe, mâine mai prindem, nu mai prindem, chiar dacă ei trăiesc de 5, 6, 7, 8 ani în acea casă și au cumva siguranța hranei, preferă să abordeze acest stil de mâncare. Și chiar pentru aceste probleme există niște soluții destul de simple. Sunt niște castroane speciale care au ca niște pini în ele. Și atunci el nu mai are acces să bage gura și să își umple gura de boabe. Trebuie să ciugulească boabele dintre acești pini. Și chestia mâine asta așa, păi mâine așa. Exact, îl deprinde, da, să aibă un mod mai sănătos. Exact cum noi ne chinuim să mestecăm mai mult mâncarea înainte să o înghițim și să nu o luăm, mestecăm de două ori și am înghițit-o, cam asta facem și cu ei și învățăm să se deprindă cu această nouă modalitate de a mânca. Uite, mi se pare interesant și în contextul câinilor care au fost pacifiști anterior unui soi de agresiune în părculețul de căței, și ulterior au dezvoltat un alt fel de comportament într-un timp foarte scurt, cumva scăpând din mâna stăpânului. E un declic care se întâmplă și mai interesant este dacă ai auzit sau ai observat căței care au fost agresați de o anumită rasă și au căpătat o aversiune doar pentru rasa aia. Exact. Da, e cazul lui Pato cu ciobăneștii germani. Primul meu câine, boxerul, avea o chestie, deci era un câine de 45 de kg. Era un boxer atipic, fără pedigree la momentul acela. Depășise standardul, să spunem, de greutate și de mărime al unui boxer normal. Și la un moment dat, când era pui, a fost bătut de un cocker. Exact, la 5 ani, 6 ani, când era un câine în toată puterea. Dacă vedea un cocker de 15 kg, de 16 kg, se punea jos și nu se mai mișca de acolo. Cred că avem nevoie să explorăm astfel de comportamente ale prietenilor noștri patru pezi. O să-l lăsăm pe Nașă să-și facă somnul de frumusețe, că îi mai dau 5 minute și adorme. Da. Mulțumim. Mai ales dacă e mângâiat. Mulțumim tare mult că ați venit în dimineața asta împreună și că ne-ai adus o informație atât de importantă pentru... L-am adus pe Narcis, pentru că ți-am promis că am venit special. L-am lăsat la spital aseară și m-am dus să-l iau de dimineață. M-am prins și îți mulțumesc tare mult și aștept să te revăd și să tot primim astfel de vești din partea ta.